Orchestra Universității de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca pregătește un concert special ce are menirea de a aduna fonduri pentru Centrul Daniel, o asociație ce susține tinerii din centrele de plasament. Pregătirile sunt întoi pentru ca publicul ce va asista la eveniment să fie purtat în voie de sunetele emise de instrumentele muzicale. Deci nuanța generală este pianissimo, da? Deci totul mai puțin. Direct de aici, asta este măsura 42. Da? Pam, de la pizzicatul vostru. Dar noi nu avem la pizzicatul. Contrabasul are, da. Da, da. Pam, acum. De la pizzicatul vostru. Deci, 3. Pianissimo. Și voi cantare. Mulțumesc! Membrii orchestrei se întâlnesc zilnic pentru repetiții, iar sala conservatorului clujan răsună de muzică decupată parcă din filme, după partiturile celor mai cunoscuți compozitori de muzică clasică. Avem de unde să... Foarte frumos ați intrat, foarte frumos ați preluat sunetul. Și după aceea, după ce vine primul acest mare forte, tam, tim, tam, tam, sincopele, mergeți, vă rog, puțin, că se întrerupe, devine static, da? Cursiv, conducem la fel ca și prima dată. Bine, încă o dată. Direct de la voi, de la Mi Minor. Fondurile strânse vor sprijini unul dintre programele asociației, ce le dă șansa tinerilor din centrele de plasament să se autosustină financiar. Viața noastră de studenți la conservator este plină de asemenea activități, avem foarte multe proiecte caritabile, mai organizate de tot felul de asociații. Studenții mai buni suntem implicați în proiecte naționale, chiar și internaționale. Deci, oricum, asta ce facem, asta ne așteaptă toată viața. Bun, vreau să știu și un pic despre partitură, ce veți aborda voi în concertul respectiv. Așa, vom aborda Sinfonia Neterminată de Schubert, Bela Bartok, dansul românești, aranjament pentru orchestră, și Mendelssohn Hybridele, overtură. Cei care ar veni să asiste la un astfel de spectacol au ce să asculte. Da, bineînțeles. Programul este chiar unul foarte atractiv, este mai redus așa ca dimensiune pentru orchestră. E o orchestră, după cum bine vedeți, e puțin mai restrânsă și e accesibil. Și mai ales pentru noi e mai simplu ca studenți să ne înțelegem într-un număr mai mic. De câtă vreme activezi în formula aceasta, în această orchestră? De aproximativ un an și e o experiență grozavă. Ne place ceea ce facem foarte mult. Ați ales un repertoriu destul de accesibil publicului larg. Ce implică acest lucru, această pregătire pentru concert? Păi, în primul rând, nu știu, repetiții serioase și dăruire, foarte multă dăruire. Studiu, individual, împreună. Cred că, în primul rând, se pune accent pe lucruri în echipă, pe o bună colaborare între studenți. Cred că repertoriul abordat din latura, ca să zic așa, romantică spre modern, ne ajută să progresăm în ceea ce înseamnă muzica internațională. Voi ați mai cântat în formula aceasta sau ați antamat-o acum, formula aceasta, ați realizat-o acum? Am mai cântat cu mici modificări, din câte am văzut eu, mai sunt unii alții care s-au schimbat, dar în mare este un nucleu care a rămas același de vreo 3 ani, cred că, sau 2 ani. Noi colaborăm, fiind studenți, fiind colegi aici, cântăm mult. Cu Dolmo, cred că de un an, doi, cântăm împreună. Concertul de binefacere va avea loc în 29 septembrie, începând cu ora 19. În județul Cluj sunt aproximativ 450 de copii în centrele de plasament și 35 de locuri tip rezidențial în care sunt găzduiți tinerii peste 18 ani. Da, spunea colega mea Raluca Ghiță, cea mai nouă și a spune cea mai tânără orchestră din Cluj. Alături de mine este dirijorul domnișoara Covaci Dolmo. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua! Și de asemenea și organizatorul, doamna Mate Reco, din partea Blightwood România. Salut, bună, bine ați venit și dumneavoastră! Bine v-am găsit! Vorbim așadar despre un lucru interesant, despre o orchestră. Sincer să fiu, știam câteva lucruri clare despre orchestră în Cluj. Spunem mai multe despre ceea ce ai organizat. Am înțeles că tu ai fost acolo cel care a organizat totul. Da. Această orchestră există cam de un an.
Am pornit ca și orchestra Asociației Studenților Academiei de Muzică. Debutăm sub numele de Orchestra Agile. Asta și pentru că unii din noi termină sau vor termina curând și atunci nu vom mai fi studenți. Dar bănuiesc că nu vor părăsi această orchestră, așa dacă acum vă sudați cât toată lumea este student, nu vor părăsi orchestra. Asta este și speranța mea, să nu părăsească orchestra și să devenim ceva nu doar temporar, să fim ceva nu temporar. Nucleul, așa cum a spus, s-a auzit și în interviu, nucleul într-adevăr este tot timpul același, așa că... Va rămâne acolo grupul de presiune. Foarte rar am întâlnit dirijoare de orchestră. Cât este de greu să te impui? Bănuiesc că nu prea, dar totuși. La noi în țară, cred eu, și nu numai, încă este puțin o problemă, este ciudat. Am avut și orchestrant care a spus, păi, mie nu-mi place să fiu dirijat de o femeie. Aha. Însă, eu cred că, așa cum bărbații au punctele lor forte, cum sunt ei constituiți, la fel suntem și noi, toată lumea trebuie să lucreze la ceea ce are mai puțin forte. Da, trebuie să te impui, dar asta nu vine neapărat din faptul că ești bărbat sau femeie. Spune într-o, cât este de greu să te impui și apoi trecem la organizare. Pentru cei care nu știu, acele mișcări pe care toată lumea le imită la un moment dat, fie în copilărie, fie în adolescență, totul pare un lucru foarte simplu atunci când stai acolo la pupitru cu atât de mulți oameni. Câți oameni sunt în fața ta în orchestră? Acum 41. 40, exact. Bun. Era și eu să spun exact 40. Și în momentul acela în care te joci tu, te joci cu ghilimele, cu bețișoarele, spune-mi ce înseamnă acel lucru, cât atunci te impui tu. Atunci sugerez, încerc să țin oamenii împreună. Ceea ce se vede din public, desigur dirijatul este mult mai mult de atât, dar ceea ce se vede este că dirijorul dă intrări, semnalează, acum tu vii, acum tu vii. Iar celălalt lucru este, și pentru un om care nu este muzician, gestul acesta este foarte clar că înseamnă mai încet și deschiderea înseamnă mai tare. Deci asta se înțelege și din public și pentru orchestră, este clar. Așa este. Haideți să vorbim puțin și de evenimentul în sine. Unde este organizat? Știm aici lângă noi, dar o să vă rog să dați mai multe detalii. Cei care nu știu unde suntem noi, spun în adresa exactă. Sigur. Este pe strada Donat, numărul 142, nu greșesc. Bineînțeles, în Cluj-Napoca. Dar oricum la biserica reformată. Exact. E o biserică foarte interesantă, din lemn. Nu există să nu găsiți dacă veniți pe strada Donat. Arhitectura este una dintre cele mai interesante din Cluj și chiar mai mult decât atât. Bun, și în ce va consta, practic, că o să vă rog să-mi spuneți acest concert cu ore, cu intrare și așa mai departe? Deci concertul începe de la ora 19, adică de la 7 seara, sâmbătă, de la 7 seara. Nu este un bilet de intrare. Noi sugerăm o donație de 15 lei, care zicem noi că este acceptabil, având în vedere că pe un punct, dintr-un punct de vedere, ajutăm și pe tinerii artiști să se facă mai cunoscuți, da, să le dăm o șansă. În același timp, donațiile se vor duce pentru Centrul Daniel, adică pentru tinerii care sunt în programul nostru social. Dacă iubitorii de muzici se duc la un concert al filarmonicii, un bilet ar fi de 20 de lei pentru adulți și 10 pentru elevi. Deci noi sugerăm o donație de 15 lei, ceva între. Bineînțeles că acceptăm și mai mult. Și nu vă supărați. Nu ne supărăm, ba din contră. Noi tot așa sugerăm ca persoanele doritoare să ne ajute să facă donația aceea direct pe site-ul nostru, pe www.blythsswood.ro, ca să fie mai ușor intrarea. Noi așteptăm mai mult decât 300 de persoane acolo și... O, așa multe. Da, așteptăm. Nu mă gândeam la spațiu, pur și simplu, ca și capacitatea sălii de a prelua atât... E destul de mare. Și este o zicală puțin... și mulți oameni buni în cap într-un loc. Da, oameni buni în cap peste tot. Deci la ora 19, asta fiind în 29 septembrie, adică sâmbătă, la Biserica Reformată, de aici, de numărul 11, strada Donat 142.
Bun, și spuneați că acești bani se duc pentru dezvoltarea deprinderilor de viață a tinerilor proveniți din centre de plasament, actualii beneficiari ai programului, a programului Centrul Daniel. Acest Centru Daniel se ocupă cu așa ceva? Chiar nu am vorbit despre acest lucru și da. Vreau deci, să lămuresc. Centrul Daniel e un program social al Asociației Blightswood. Asociația Blightswood există din 1000 legal constituită, există din 1995, deci de mult. Centrul Daniel a fost deschis în 2000, deci de 12 ani, și de atunci a oferit servicii sociale pentru mai mult decât 60 de tineri, cred că în jur de 70 de tineri. Tineri care provin din centre de plasament, din sistemul de protecție al copilului. De ce e nevoie de un centru pentru cei care au părăsit deja sistemul de protecție al copilului? Pentru că, din păcate, foarte puține abilități le stăpânesc pe care e nevoie să trăiești și să-ți faci viața independent. Nimeni nu le-a învățat despre responsabilitate, despre un program structurat. Nu știu cum e să ai un șef și să te supui. Nu știu de ce trebuie să te duci la lucru și de ce nu mai primești așa de la stat bani. Noi, printr-un program structurat de 3-4 ani, îi învățăm. Colegii mei, deci băieții stau acolo în centru și trecând prin diferite faze de câștigare aptitudinilor, trec prin mai multe etape. Dobândesc o experiență de viață care se ajută pe viitor. Pe scurt, despre programul muzical, ce vor auzi, ce va cânta orchestra? Vom interpreta Uvertura Hebridele de Mendelssohn, Bartok Dansuri Românești și Schubert Simfonia Neterminată. Am înțeles. Eu vă mulțumesc pentru prezența în platou, dar de asemenea mă voi bucura de prezența mea aici alături sâmbătă, repet, de la ora 19 la Biserica Reformată de pe strada Donat 142. Vă mulțumesc așadar pentru prezența alături de noi. Stimați telespectatori, de asemenea vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi până această oră. Vă invit de asemenea de la ora 18 începe jurnalul regional, iar de la ora 18.30 și până la ora 19 colegul meu Ionel Banu va fi gazdă la rubrica Sport pe mâine. Așadar, numai bine!